Frustrație. Asta e definiția. Deci un termen care e egal cu cel din față. S-a pus rață. La progresie geometrică, un termen oarecare, al N-a, egal cu al N-1, ori o rață. Ori o. Deci vă un paralel, da? La progresie, anume că se obțin din cel de față cu rață, ai din cel de față, mulți cu rață. Orice ar fi el. Natural. Orice ar fi el. Natural. Bine în seara, să zicem. Proprietatea de caracterizare. Proprietatea de caracterizare. Un anumit teren al ienea este egal cu an minus k adunat cu an plus k supra 2. Deci un termen are care este semne suma a decenelor față la egală distanță. Așa sunt problemele de caracterizare la geometrică. Un termen are care la pătrat egal cu produsul vecinilor aflat la egală distanță. Deci nu ai chestiunea cu asta. Asta 2. Problema de caracterizare 3. Forma genului general. Forma. Termenului general. Alunea. Termenul alunea. Egal cu A1 adunat cu N minus 1 rație. A N-lea egal cu A1 o rație la N minus 1. 4 chestiunea a 4-a suma SN este egal cu A1 plus A N ori N, totul pe doi. Aceasta este suma. Propriu. Suma primul la frază. Suma primul de N termen a unui progresie al inerci. Și este el egal cu A1 înmulțit cu 1 minus rația al N supra 1 minus rația. Acestea sunt cele 4 formule care trebuie să foarte bine știute la progresia aritmetică, progresie geometrică și pe care le vom folosi pentru a face diverse exerciții. Și acum să încercăm să ne apucăm de treabă. Ia să vedem cineva care dorește să iasă la tablă. Deci aceste formulare ești. Putem reacționa ori de câte ori vom fi într-o situație de a facem niște exerciții așa de progresie a aritmetică. Hai să vă ținem totuși. Hai că tu nu te-ai mai zis. Nu pot să ține până la după ce cât nu te poți scoate pe tine, cât așa. N-am să poți scoate. Dar nu fie sigur că s-a frumos. De ce mă rămâns? Da. Da. Cum pot ceva să înțeași? Vreți să lucrezi mai acolo sau la hai că trece timpul și păcă. Aducă liniște. Nu este păi să-i trebuie. N-am făcut să regresi. De ce am plăsești? Da, n-am vrut să plăsești. Atunci, parcă aș fi într-o sală cu da, vreau și eu să pot urmă. Hai, 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 hai
Am să... Da, sigur că de la puțin. Mă citez în tabla și formul de care vom avea nevoie pe ele o folosesc. Gata. Haideți să încerc să lucrezi pe tabla de partea dreaptă, mă, sau când să lucrezi și uscat și acel. Spune așa. Dacă ai niște o progresie aritmetică, aia, da, progresie aritmetică, a, atunci, și dacă 5 a 3 pătrat plus a indice 5 la pătrat plus 10 pe lângă a 3 plus a 5 10 pe lângă a 3 plus a 5 plus 3 chiar în paranteză ca 0 a 10 e egal cu 5 a 10 egal să ne întrebăm. Deci dacă avem relația asta, că de 5 ori a 3 la pătrat, plus a 5 pătrat, plus 10 pătrat, plus a 3, plus a 5, plus 3, egal 0, au câte au 10 la termenul 5 este. Sunt termenul într-o progresie aritmetică. Toată lumea în cumplucări, deci se ridică la pătrat. Deci la al doilea termen, la 1 pătrat. Deci de prima 4 ori 2, 8 era 1. 8 este. Nu, dar nu se ducește cu 5. 8 e bine, au zis.
Pe 8 a 1. Așa, 8 a 1, sigur, că la el. 8 a 1 e. Egal cu hantul. Toată lumea este atent să vedem calculul. Avem o ecuație, e vorba de 6 pe un mărțit totul prin 2, da? Ia să vreau să zic, un mărțit totul prin 2. Și ecuația este 3A1 pătrat să te repriezi.
un 5 în factor. Și dacă ar da un 5 în factor, ar fi a 3 la pătrat, plus de 2 ori a 3. 2 a 3, de 2 ori a 3, sunt șanse să mă gândesc la un pătrat perfect. Mai bine, aici să există, ar putea să afastă. Așadar, ce trebuie să fac aici? Să renunți, că nu merge. Deci m-am dus până într-un loc, mi-am dat seama că s-a blocat. Puteam să fiu un pic mai atent. Nu. Trebuie să spun că era prima, a fost prima în fața inițiativă, primul impuls în fața exercițiului. Aici am sperat la chestia asta, sumă de pătrate, nu merge. Și atunci, totuși, ideea de sumă de pătrate poate să dea și aici. De dată. Extraordinar, trebuie să merg. Ia să vedem, poate vă fac. Deci, în 5 pe lângă 3 pe da, plus 2 la 3 și plus un 1. Dar cât este? 5 ori 1, 5. Din 30? Mai 25. Din 1, 25. Dar mai 25. 25. Dar avem șansă să facem o dată pentru cei mai strâmbă din mare aici. Plus A5 la plăta. Plus 10 A5. Plus 25. E superb. Da? Este egal cu 0. Încă aia. 25 cu 5 la 30. Da. Trebuie să zic. Aici trebuia să ne prindem. Da? Ce păcat. N-am fost pe fază. Asta e. 5 pe lângă. A3 plus 1. A3 plus 1. Totul la pătrat. Egal plus cealaltă plus. A5 plus 1. Plus 5, plus 5, totul la pătrat. E cam cu 0. Și acum este superb, este o sumă de numere pozitive egal 0, fiecare egal cu 0. Deci de aici se că A3 plus 1 egal cu 0. Și dedesubt, A5 plus 5 egal cu 0. Sistemul sigur că de aici A3, da? A3 plus 1. Înseamnă A3 sus. A3 egal cu minus 1. A3 egal cu minus 1. Și cealaltă, A5 egal cu minus 5. Și avem. A3 plus 5 este A1 plus 2 reacții. Și acum avem A1 plus 2 reacții egal cu minus 1. Și A1 plus câte reacții? 4 reacții egal cu minus 5. Iar sistemul în urmă și el, simt că l-am rezolvat, dacă e mâna mea, pot să apare și pe unul și pe el, am să înțeles pe prima cu minus 1. Echivalent. Hai să ne întâlnim o dată, că era câte ce schimbă venți.
ieșire, în progresie aritmetică și am relația asta. Aflați voi că termenul e pe poziția a 10-a. Aflați termenul al 10-lea din șir. Și am prins un de lui Valer, de foarte repede. Ce știu, nici n-am stat pe gânduri. Avea că ne-am blocat aici, am sperat să fie o sumă de contracte perfecte. N-am mers. Dar n-am sperat rău, pentru că ușor ne-am întors la ecuația de altă la început și sumă de contracte perfecte a fost bine dacă ne gândeam la chestia asta de la început, nu mai vedem timpul. Nu? Dar ne-am gândit. S-ar fi observat, probabil, aici 5-a, 3, 4, 10-a, 3, 3, 10-ul. Luam de acolo un 5, rămâne 25 și mai bine se urmează și cu urmă și în an. 5 pătrată. Da, asta a fost. Interesant. Chestiune. Să mai vedem mai departe. Iată un alt exercițiu care sună astfel. Zice așa. Într-o progresie aritmetică avem A1-ul 3 și al 2-ul 5. A2. Da. A2 este 5. Ultima cifră a numărului. Sumă de la K egal cu 1. Sumă de la K egal cu 1 până la 30. Din A-K, A-K plus 1, ori A-K plus 2, ori, deci A-K, ori A-K plus 1, ori A-K plus 2, este, ultima cifră, este, sau fără nu? Ultima cifră a sumei acestea. A sumei acestea. Hai să o vedem de ușurat, cât ar însemna ea. Cât ar însemna? A1 ori... Nu, nu. A1 ori A2 ori A3. A1 ori A2 ori A3. Plus. Cât ar da? A2 ori A3 ori A4. Plus. Cum gândește? Ar fi în așa ce? A30, A31. A32. Deci ultima cifră a acestei sume este? Na. Cine este? Să vedem cine este ultima cifră a acestei sume. Din nou, este interesant, dar trebuie să reținem că avem termenul progresii aritmetice, da? Termenul progresii aritmetice și că suma desfășurată înseamnă A1 ori A2 ori A3, dar noi știm numai pe A1 și pe A2. Nu știm pe A3. Ar putea să avem pe A3, de ce? Da, știm, grația este diferența dintre 5 și 3, grația este 2. Deci spunem, A2 la o omul frustrația, locuiește acolo și găsim, iată ce descoperim. Al data acestuia. Și atunci al treilea. Al treilea este al 1. Da? Plus câte rații? 2. Plus 2 rații. Și egal cu A1 care e 3. Asta e. Păi dar trebuie să observăm. Terminăm pe așa. 3, 5, 7, 9, 11. Nu termine progresia ce vreți să simțiți. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, toate cum e limba. Da, așa este. Și noi acum trebuie să vedem ultima cifră a produsului, a 1, a 2, a 3, pe urmă, a 2, a 3, a 4, a 4, a 5, a 3, a 4, a 5, a 5, a 6, a 7, și mai departe. Până la 3, 10, a 3 și 1, a 3,
Poți să-mi găsești pe al 30-lea? Da. Cât ar fi al 30-lea? Al 1-29. Al 1? Plus 29 rații. Deci egal cu 3 plus 2 ori 58. Care-i șumul? A31. A31 scrie de tot A31 egal cu 62. 63 egal cu 61. Păi, desigur, își vede un joc interesant. Dacă nu mulțim, nu mai fac. În primul rând, am putea scoate pe A2 și pe A3. Deci cât ar fi A1, A2, A3? A1, A2, A3 ar fi 3 ori, 5 ori, 7. Ia să vedem vreun joc. Încep, nu, cât stăm mai în bloc, asta nu mai sunt nimic. Deci e ca pus. Nu, atunci este posibil. Posibil, 3 ori, 5 ori, nu mai credeți ca și cum a dat urmă. Cifre, ca și cifre. Plus. 9 ori. Plus. 5. 5 ori, 7 ori, 9 ori. Care ar fi ultima cifra primului, 3 ori, 5 ori, 7? 5. Deci ar fi puncte, puncte, 5. Ia-ți pe aceea, puncte, puncte, 5. Bă, așa, 5. Plus, tot la cealaltă? 5. Puncte, puncte, 5. La cealaltă? Ia-te, schimbă șmecherie, asta ar trebui să vă iubiți. 7. Iar de rezultatul de 9-5, mă gândesc, dar nu sunt
Chiede un ciclo di vuole repetizia a 5 di ciclo. Non ho detto che sono 5, sono 5. Urbanare al Pitale, giusto? 3 giorni, 5 giorni, 7 giorni. 5. Sigur că da, 3 pe 5, 15 ori 17, 3 pe 5, 15 ori 17, înseamnă Matei și 3 ori 5 ori 7. 13 ori 15 ori 17. Cum am venit în următorul? 15 ori 17 ori 19, care are 5. Deci, ușor, ușor, desprindem un ciclu de repetiție, da? Iată, de aici, deci ultima este 5, 5, 3, 7. Dar vă rog să fiți foarte atent, dacă așa s-a întâmplat. Da, a venit 5 și după aia. Da, acum ar trebui să fie 5, 5, 3, 7. Și noi avem bun unde la de adunat, la 30. Deci câți termeni aceștia sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Câți termeni sunt? 30. 30. Dacă sunt 30 de termeni, 30 de termeni, să vedem decât care ciclul de 4 ar fi. Uitați, de 4. Deci sunt după 4, ar, deci grupele de 4, da? 5, 5, 3, 7. Iar 5, 5, 3, 7. 5, 3, 7. Fac 4, 7, 28. Deci, 7 grupe. 7 grupe. Și mai repede, 5 și 3. Suntem în 28 aici. 5 plus 5, 0. Chiar că mai învârță ultima repede. 5 plus 5 fac 0. Și acum, e foarte simplu. Noi o să vedem când ne dă aici 5 cu 5, 10, 0, 0, 0. Și de câte ori am puțin? De 4 ori 0 acela, 0, și de 2, de 0, 0. Dar așa stau lucrurile. Și este ușor de văzut, dar așa stau. Și atunci ultima cifră de paradigm, ultima cifră este 10. Deci observați că trebuie să facem ceva. Trebuie să facem ceva. Da. Cum? Suma este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, stai mă, dar mi-am avut 3 ori 5 ori 7 primul termen. Nu am avut mai primul termen. Da, după azi sunt 30. 30 sunt. 30 de termen sunt pe total, da. 30 de sunt. 30 de termen sunt. Da, 30 de termen sunt. Bun. Și? A1 este 3. 3. Și la 30 de termen este 61. Uite, avem și la 60. Da, sunt. Sunt. 30 de termeni. Da. Și sunt toți sunt. Stai, dar... Vreau să înțeleg bine, că poate să fie fără. Dacă ai fost Malta, dacă ai fost, aveai tu dreptate, dacă ai fost. Ce a fost? A1, plus A2, plus A3, plus A4, plus A30. Da? Mai, mai... Câte un element în termenul produsului, nu? Produsul este drept. Deci pe noi este o primire de peste clar faptul că apar vorbe de câte trei. Ai înțeles? Deci, ca să fie libere, asta este marea noastră problemă. Acum, mai apare o chestiune. Ia ce la atenție. Termenul din mijloc este semisuma de celor la egală stație. Deci termenul din numărul 5 este 3 plus 7 supra 2. Da? 3 plus 7 supra 2. Uh,
ceva, ceva și să încercăm. Ia să fiți atenți, o altă variantă. 37-3. Poftim? Combinării 37-3. Păi n-am, nu văd motiv. De ce se apar copilările? 30 de zile. Sunt 30 de zile. Păi, când folosești combinări, înseamnă că e o problemă de numărat. Înseamnă că tu vrei să afli toate submulțimile de câte 3, a unei mulțimi de 30 în total. Și să nu ai, să nu ai de nicio importanță ordinea lor. Asta înseamnă acum. Da? La combinare. Dar combinarea, dar aparatele, pentru că înseamnă probleme de numărare, dar nu, nu, nu se leagă de aici. Eu mă gândeam așa, că 3, 5, 7 sunt numere impar. Eu aș fi putut să spun așa, că este sumă de la K egal cu 1 până la 30 din 3, 5, K, 2K plus 1, când K-ul este 1, vine 2 plus 2 și 1, 3. 2K plus 1. Apoi următorul să fie 2K plus 3. Și următorul 2K plus 5. Nu cumva sunt astea cele 3 numere 3, 5, 7? Când K-ul este 1, 2 plus 2 și 1, 3. Când K-ul este 1, 2 plus 2, 4 și cu 3? 7. 2K plus 1 trebuie, da? Hai să-l zice, 5, 2, 5, 2, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 7. Deci, a face suma de la care e doar așa, și este. Păi așa ceva nu știu să fac. Pur și simplu să fac chestia asta? Ce să fac? Poți să mulțesc totul? Da? Și să ne dezvolți suma respectiv, să ne mă pot calcula. Și poate găsesc în final ultima ce vrei să-i se dă un lucru. Hai să vedem ce e jocul mes. Da, 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 da. Ia să văd. Ce dar face? Egal mai departe cu. Uite, capitalul este 30, vine cât? 3 ori 30. 3 ori 20, 60, 61. 61. 3 ori 20 și 3, 63. Deci e foarte bine. Deci suma asta e corectă, bă. Așa, vreau să mulțumesc mai de legal suma de la care era la 30 din cât vine acolo. 4K până a plus 3 ori 2, 6, 7K, da? 3 ori 2, 6, 8K, plus 8K, plus 3, totul de înmulțit cu 2K plus 5. Și egal mai departe cu... Haideți să înmulțim totul până la capă. 8K la 3, plus... plus 16, nu mai făcut K. Am înmulțit cu 2K pe toți, la 16K pătrat, plus 6K, plus 5 ori 4, 20, K pătrat, plus 5 ori 8, 40, K, plus 5 ori 3, 15, și este egal cu dedesubt, 8K la 3, sumă, 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 sumă de gază. Păi, simbolul acela numai. Sumă de la K era cu 1 până la 30 din... din bază bucata asta. Adică punem paranteză așa. Da? Deci era cu sumă de la K era cu 1 până la 30 din 8K la 3A plus 20 ori 6 60 cu 20, 32, 36 K pătrat, plus 46 K, plus 15. Și e cam mai departe cu, suma sumelor înseamnă sumă din fiecare, înseamnă
sumă de la care egal 1 până la 30.000 8 ori ca la 3 plus sumă de la K egal 1 până la 30 din 36 K ori K plus sumă de la K egal 1 până la I 30 din 46 K da? Egal cu dedesubt. 8 este în față, constanta este în fața sumei. Sumă din cala a treia, cine și-a puteți cu cine este egal? Este sumă din cala, din cala a treia, sumă de la K, egal cu 1 până la N, din cala a treia, sumă la care egal cu iată, nu e plus 1 pe 2, totul la pătrat. Da. E ca suma simplă la pătrat. Deci vine iată, că dacă e iată plus 1 pe 2, totul la pătrat. Asta e cum până la iată. Dar nu e cum până la iată, pentru că la 30, vine 30 până de 31 pe 2. 30 ori 31? 30. 30 ori 31. La pătrat. Supra 2. Da? Supra 2. Tot la pătrat. Plus. 6. Sumă din K pătrat. Sumă. Sumă de la K egal cu 1 până la N din K pătrat. Este N pe lângă N plus 1. Pe lângă 2 N plus 1. Supra 6. El pe lângă N plus 1, pe lângă 2 plus 1 pe 6. Deci va veni 30. Ori 31, ori 61, că 2 la 30, 61, totul supra 6, plus 46, sumă de K. Iată că e cu sumă de K. Deci, sumă de la K e la 1, până la N e pe K, este egal cu N, până la N plus 1, totul pe 2. Plus 15, cât? 15 ori 30. De 15, o dată, plus 15, plus 15, de 30, 15 ori 30. Egal. Hai să vedem acolo, bine cât? 8 ori 30, ori 31 pe 8 ori 4 și rămânem 2 acolo. Nu, nu e bine și aici. 2 ori, ori 30 la pătrat. 2 ori 30 la pătrat. Și ori 31 la pătrat. Plus. 6 ori 30, ori 31, ori 61. Plus 46 cu 2 simplifică. 23 ori 30. Ori 31. Și plus 15 profesor, ori 2. Care? 2 ori 2. 2 ori 4. Păi când am dat la 4 e 8. Da. Și cu 8 se da. Și este egal la 4. Ia să vedem cu cine este egal. Ultima cifră aici. Cât va fi ultima cifră aici? 31 la 8 ori 1. Cu 0, 1, 1 ori, nu, 1 ori 0, 1, 0, 0. Deci ce? Ultima cifră aici este 0. Deci va veni așa, puncte, puncte, 0. Plus, faptul de 0 aici, 30, 0. Plus, ultima cifră aici din 30, 0. Ultima cifră din 30, 0. Și egal mai departe cu 0. Așa cum ne-ai ieșit pe partea cealaltă. Cât ne-ai ieșit cum face pe partea cealaltă cel mai doar anterior? Zero. Mai interesant am fost aici. Partea a fost mai palpabil față de cei ce am făcut anterior. Nu-i nimic, așa anterior, bine că ne-am descurcat, am dorit să vedem. Nu? După cât se repetă grupul de cifre, după cât am făcut asta, dacă se repetă, după o
o lungime de 4, ciclul este o lungime 4, asta înseamnă de 7 ori se repetă, și urma să adunăm cifrele de la o lungime de 4, nu? Și aveam să constatăm că acolo nu dă cât ultima ciclu, 0, și tot aici și poate. Da. Deci, am constatat că și în urmă și de... Dar de ce crezi mai bine de mine chestia asta? Păi că am văzut mai devreme 3 ori, 5 ori, 7. Pe urmă am văzut 5 ori, 7 ori, 9. Ce erau acestea? Toate fel din bani. Și mi-am spus că voi scrie sumă dintr-un produs de 3 termeni consecutivi. 3 termeni consecutivi din parte. 2 ca plus 1, 2 ca plus 3 și 2 ca plus 5. Excelent! Dar așa este sumă calculată. Am înmulțit acolo, am aranjat, am văzut cu sumă din cala a 3-a, știam că sumă din cala a 3 este el, pentru că e plus 1 pe 2 pe 1 la pătrat. La suma din ca pătrat este n plus 1 plus 1 pe 2 plus 1 pe 6. Suma din K este n plus 1 plus 1. Dar la noi nu este acum 30. Și tot a fost supără. Pentru că a intervenit de factor, de factor cine ar fi? 30 ăsta. 0. 0. 0. 0. Te aștepta să fie ultima cifră. Exact. Cât de clar ne-a ieșit acum, comparat cu cum mai ați spus așa de la sigur, după ce facem exercițiu, sigur, ne uităm spre el așa, cum de nu ne-am prins de prima? De ce nu fie reacționat? Dar asta e o matematică. Și voi constatați că dreptul avem reacția mai târzie. De ce nu fie avut-o promptă atunci când suntem... Asta înseamnă să lucrăm foarte mult, să câștigăm în experiență și în clipa în care va avea nevoie, sigur, ideea ne va veni cea mai bună. Optimă. Așa, să mai vedem un alt exercițiu. Esențe... iată un alt exercițiu. Spune-mi așa. Fie și varie, o și de numere strict pozitive. Deci aer mai mare ca zero. Strict mai mare ca zero. Acest și este progresia aritmetică. Deci aer e progresia aritmetică, dacă și numai dacă. Aer e progresia aritmetică, dacă și numai dacă. Și la N este în progresia aritmetică, dacă și mai dacă, da, și la N este în progresia aritmetică, dacă și mai dacă, are o relație. Sumă de la P egal cu 2 până la N. Sumă de la P egal cu 2 până la N din 1 supra. Radical din K minus 1. Nu, radical din A indice K minus 1, ce are? A indice K minus 1. A indice. Din A indice K minus 1. Trebuie să termine respectiv. Plus, acolo, da? Plus sumă, plus radical din A indice K. Radical din A indice K. Unde este un pic? Nu? Nu e infracție. Egal cu E minus 1 supra E minus 1, totul supra, radical din A1, plus radical din A1. Ia să vedem lucrurile astea. Deci, avem progresia, termenii aceștia pozitivi, suntem progresii, dar și mai dacă are loc relație. Sunt aici două probleme de rezolvat. Dacă sunt în progresia aritmetică, să arătăm că are loc relația. Și reciproc, dacă are loc relația, să constatăm că termenii aceștia, dar intră în legătura asta, să se progresie aritmetică.
Sunt două probleme pentru studii interesante. Nicolae. Prima problemă, hai să spunem așa săgeată. Prima problemă. Mergem cu varianta ca în progresie, ai în progresie, și să rezolve relațiile care urmează. Asta e prima problemă. Fiind dublă implicație, da? A doua problemă. Care ar fi a doua problemă? Scrie-o în relație. A doua problemă ar fi că are o relație, știm că are o relație aceea, și se reiese că termenii sunt. Radicalul din A. Așa. Deci a patru mâini.
La urco io. Păi, cauze la mare de 3, contare mai mare. 3 minus radical la 2. Plus. Avem de-a face cu termenul unei
Știm suma. Știm suma. Știm. O știm pe asta. Știm relația aceasta, o știm. Da? O iată și las. O știm. Când termenele unui șir sunt în progresie arme? Când fiecare se obține de vor definiții, de cel de față la tratație. Sau un termen la care se consuma vecinul. Ori voi reuși să arat că diferența a doi termeni consecutivi este o constantă, da. Și atunci este excelent. Ori voi arăta un termen la care se consuma vecinul. Vă amintiți aici, am vorbit la profesie anume, că am zis definiție și pe unde rezultați proprietate de caracterizare. Deci fie că voi folosi definiția, fie proprietate de caracterizare pentru a avea chestiunea aceea împărtând la constatat că termenii care intră aici de legătură sunt în profesie aritmetică. Îți place aici? Interesant, cu poate. Deci, când merge cu un alien, așa arată suma asta. Deci asta e valabilă oricare arată. Oricare. Pentru că a termenii dintr-o progresie aritmetică, termenii dintr-un șir, să fie în progresia aritmetică, ar trebui să un termen oarecare alienele, să fie ca cu alien plus 1, de la să alien plus K, plus alien plus K, plus 2. Dar cel mai des se folosește semisuma de 5. Un termen oarecare alienele, explica cu alien plus 1, plus alien minus 1, totul pe 2. Totul pe 2. În clipa în care caul urcă până la alien, apare alien. Ai vrea să spui, să desfășori suma asta? Că vreau să o fii pe așa om. Ești de acord cu mine? Ia să vezi. Ia așa. 1 supra. Radical din. Nu. Da, a 1. Corect. Plus radical din a 2. Asta când caul s-a făcut, da? Plus. Când caul devine 2, 1 pe. Radical din a 2. Plus radical din a 3. Plus caul devine 3, multă radical din a 3, plus, așa mai departe, sunt puncte, merg mai așa, ultimul este radical din a inicie minus 1, plus radical din inicie... Nu pot să mai merg conjugat dacă nu mă satisfac. Nu mai știu cât de diferență ai. Nu mai este el. De ce nu mai este el? Pentru că nu știu cât de diferență într-o profesie. Asta este desfășurat, da? Pe aia puteți să scrii pe ăla de față? Cât ar fi el de față? A, 2, plus, 2, plus, 1. Așa? Așa este. Hai să scrim așa, minus 2. N minus 1 plus, plus, 1 pe radical. Așa, și este egal, asta e egal conform, ai gândit de aici, cu N, cu așa. Asta este relația. În condițiile și în care, vă rog să fiți atenți, și asta este relația, pentru el. Da? Desfășurată, pur și simplu. Dar până aici, până aici, cât a ajuns o steaua? De la pe capul până de unde? Până la el nu sună. Și cât a fost asta până la el nu sună? Dacă fac el, trebuie în el nu sună? El nu sună. Supra radical din a 1 plus radical din a indice e minus 1. Fiți atent la o chestie interesantă. Deci, când mă duc totul până la apă, este e minus 1 așa. Dar dacă mă opresc la un pas mai în față, la
un pas mai în față, va fi N-2, că în loc de N este N-1. Că suma de pe unde a ajuns? La N-1. Deci N-2 este radical mai 1 plus radical din aia sunt deschis pe chestia asta. Deci bine că N-2. Ne jucăm și noi în versul pieptul, vedem cine este. Nu mai se sumă, că toată suma asta este egală la ceva. E minus 2 totul supra. Plus radical din a indice e minus, e minus 1. Plus, plus ăsta, plus ăsta, plus 1 pe radical din a e minus 1, plus radical din a e, este egal cu e minus 1. Bă, se cu o greșeală la acel moment, nu? E corect sau nu? Băi, tu nu ții cu mine. Așa ce tu ai spus. Dar de ce e minus 2? E minus 1 din e minus 1 adunat? Ia să vedem. Fii atent aici. Dacă suma asta o vezi la e minus 1, înseamnă că în loc de e minus 1, peste e de o parte. Un e minus 1. E minus 1. Și atunci vine, în loc de n minus 1, n minus 1, minus 1, n minus 2. E corect așa, da? Uite, spune omul, e corect. O spus că n-am greșit. Bine. Deci, până aici, până aici, înseamnă că suma a urcat până unde? Până la n minus 1. Și atunci, până la n minus 1, n este egal cu n minus 2. Uite, da. Bine. Hai să urcăm. Ce se face cu asta? Să lucrăm un pic, să vedem ce mai putem face acolo. Ai vreo idee? Nu zici să faci nimic. Bun, ce vă vine în minte? Ce se face cu asta? Nu putem să ne gândim, să jucăm așa, eventual, pentru ceea să, să o aducem la o formă mai... Să o finisăm, într-un fel, da, ca relație. Dar nu putem folosi ca el la etapa 1 plus, nu știu, el plus 1 rații, chestii, nu, că nu știm că suntem bărbesc. Cum? Băi, știi ce aș face eu? Știi ce aș face? Nu știi. Eu aș face așa. Aș duce pe ăsta de aici, sau pe partea cealaltă, și aș lăsa așa, să vedem ce pot face. Eu că să-mi face ajunitor acolo. Trage de timp. Tu nu încerci chestia asta? Echivalentul. Unul pe radical din a indice n minus 1 plus radical din a egal cu n minus 1 supra radical din A1. Așa. E minus 2 supra radical din A1 plus radical din A e minus 1. Bine. Aici poți să faci o jucată, dacă te poți juca doar din minute, nu? Ai dreptul de oră. Da? Dreptul de oră. Ia să vedem. Din 1 pe radical din A indice N-1 plus egal. Hai să aplicăm o jucată aici. Vine N-1 pe chestia. N-1 pe lângă A1 radical din A totul supra A1 minus A1 minus din defracție, e minus 2. Da. E minus 2, totul supra. Nu, e minus 2 pe lângă. Da, tot o știa. E minus 2 pe lângă. Radical din A1. Oh, shit.
o mai optimizăm, zicem de nou. Fac ce aici porunca. Deci radical din a energie minus 1 plus radical din minus radical din a energie, totuși pe a energie minus 1 minus a energie, egal cu cine? Cred că aici discut și e până... Nu, lăsăm așa, e minus 1 pe lângă. E minus 1 tot pe lângă radical din A1 minus radical din A1. A1 minus A1 minus inflație minus 2 radical din A1 plus radical din
Păi cât de greu o să te așa, asta de aici cu cealaltă și astea două o aranjată. Sigur că da, dar noi ne-am aventuriat acolo. Păi, am spus că e mult de frumos. Care sunt cele două relații interesante pe care trebuie să ne vorbim? Relația asta de aici, care o avem acum, și relația de desult, era N-2, vă să vă amintiți, era N-2, supra-radical din A1, plus radical din A-N-5. N-1. Nu N-1, mai N-2 era. Sau N-1. Da. Plus radical, nu plus. Da, ultimul era. Plus ăsta la el. Plus 1 pe radical din N-1, plus radical. Băi, voi nu-ți vă uitați la relația aceea care nu. Așa? Era egal cu N-1, da, N-1, supra radical din A1. Corect. Acestea sunt cele două relații foarte interesante pe care le vom lucra și eliminând pe radical din A1, se dispară radical din A1, va apare un joc între AN-1 și AN-2. Din aceste două, ne va ieși așa, AN-1 egal cu AN-1 plus AN-1 pe 2. Păi ce așa faci? Bun, deci ce se face? Așa! Ai putea să faci chestia asta, nu? Să înlocuiești pe asta aici. De acord. Și atunci apare suma C, dar atunci se lucrează ea și trebuie să iasă identitatea pe care l-am vorbit. Asta este ideea. Deci de aici iese, vă rog să vă votezi continuă pe acasă, este un pic de lucru. Reiese ce? Chestia. Calierea este egal cu alinerea, egal cu infracția N-1, adunat cu N-1, totul pe 2. Eu aș mai insista un pic la ceea ce am aici, o chestiune extraordinar interesantă. Poate de reținut că am avut o problemă de rezolvat. Dacă termeni sunt în progresie aritmetică, are loc relația, să dovedim care loc și am dovedit. Și o a doua problemă, are loc relația și să constatăm că termenii care intră în relația asta, termenii și eu respectiv, sunt în progresie aritmetică. Ori definiția o aplica, un termen exemplu este egal cu cel din față cu frustrația, ori proprietatea caracterizare și a un termen aritmetic este egal cu semisuma vecinilor săi. Semisuma vecinilor. Alienul egal cu AN-1 plus AN-1 pe 2. Ăsta am mai văzut. Și atunci, mi-au trebuit niște relații în care se intre și AN-1, și asta este una, și relații în care se intre și AN-1 cu AN. Iată AN-1 cu AN, iată AN-1 cu AN, aceste două relații intră și au unii drept, dar prin eliminarea lui A1, voi ajunge exact la relația asta de aici. Asta care este. Sigur că trebuie muncit un pic și veți vedea că așa este. Un exercițiu interesant, cu adevărat interesant. Acum, să vedeți ceva la ce este cel mai pește. Iată, vedem un prim exercițiu. Spune așa. Dacă numerele radical incidem din 2, atenție. Radical incidem din 2, virgulă. Radical incidem 4 din 6. Și virgulă. Radical incidem
din 54. Sunt în progresie geometrice. Deci dacă aceste trei numere, în ordinea aceasta, radical indicii, când am spus, indicii M din 2, radical indicii 4 din 6, radical indicii 2 din 54, sunt în progresie geometrică, atunci M plus N egal cu cine? M plus N? M plus N egal cu semn de întrebare. Aflăm. Ce știu mai da, din mijloca pătrată e produsul vecinilor. Da. Hai să spunem chestia asta. Ăsta din mijloca pătrată e produsul vecinilor. Asta era puterea de caracterizare. Asta din mijloca pătrată e produsul vecinilor. 6 la 1 de 2. 6 la 1 de 2. La cât? La 1 de 2. 6 la 1 pe 4, tot la a doua e 1 pe 2. Așa, 6 la puterea 1 pe 2, adică din 2 ori 54 din N plus N. Faci 2 la puterea 1 pe 1, 2 la 1 pe 1, putem spui așa, 2 la 1 pe 1. Ori 54 la 1 pe 1. Ce să mai facem? S-a greșit ceva? 2 la aici? E bine, da? Deci acesta era indicii 4. Indicii 4 la adevărat. Înseamnă 6 la 2 pe 4. Înseamnă 6 la 1 pe 2. Indicii. 2 la 1 pe 1. 54 la 1 pe 1. Ce mai facem? 54 ăsta? 3 la 3 ori 2. 3 la 3 ori 2. 3 la 3 ori 2, da. Ia să zicem. Deci, echivalent 6 la 1 pe 2 egal cu 2 la 1 pe 1 plus ori nu plus, ori 3 la a 3 ori 2, totul la 1 pe 1. 3 la 3 ori 2, tot la 1 pe 1. Ce înseamnă 3 la 3 ori 2, tot la 1 pe 1? Fiecare la 1 pe 1. Deci va fi echivalent 2 la așa, ori 2 la, ori 3 la hai, 3 pe N și ori 6 ar trebui scrie 2 la 3, corect? Poate le legăm lucruri de acolo, să vedem.
Pe bine. Deci nu e egalul 6, am înțeles, și nu e egalul 3? Da. Dacă așa este, atunci nu plus, nu e egalul 5. Egalul 9. Bine. Un abis. E în partea dreapta acolo, un abis. Știm că avem un șir de progresie aritmetică, într-un geometru. Adică, deci fie pe N în progresie geometrică. Și în care știm așa, că B3 minus B2 plus B1, B3 minus B2 plus B1, egal cu 7 pe 8. Și de desubt mai știe că ceva, că pe 1 plus pe 4 egal cu 7 pe 16. Ce este asta? Deci noi știm unde stăm problemați. Găsit pe 1 și pe 4. Pe 3 scrim ca pe 1. Sigur că la pe 3 ca pe 3 mai pe 1, pe 3 și rația. Tu e ca să ceva. Deci vom fi pe 3 și pe 1 ori cu pătrat. B1 ori cu pătrat. Minus B1 ori cu. Plus B1. E ca 8, 7, 8. Că de grijă și de aceea e timp, e mai mare de la. Iar de sub B1 plus B1 la ori cu la 3. Da, cu 7 pe 16. Sistem. O spate pe B1 și pe B1 din prima și în a doua și vine B1 pe lângă. Cu pătrat în exclut plus 1. Egal 7 și 8. Și respectiv B1 pe lângă. Nu se pierde soluții, că cu pătrat minus Q plus 1 întotdeauna am numărul